Arhiepiscopia Sibiuului, prin departamentul social, va implementa pe raza județului Sibiu campania Donează sânge, salvează o viață. Pentru prima perioadă în care se va derula campania au fost alese zilele de 10 și 24 februarie, respectiv 10 și 24 martie. În baza hotărârii Sfântului Sinod, din ședința de lucru din data 28-29 octombrie 2014, prin care se cere extinderea la nivel național a campaniei plecate de la București donează sânge, salvează o viață. Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul de Asistență Socială, a implementat la nivel local acest proiect, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, Academia Forțelor Terestre, Protopopiatul Ortodox Sibiu, Facultatea de Teologie Andrei Șaguna, Direcția de Sănătate Publică Sibiu și Centrul Național de Transfuzie Sanguin în Sibiu. Prin acest această campanie dorim să sensibilizăm oamenii cu, și să informăm cu privire la nevoia de sânge uh, în sistemul medical românesc și, în ultimul rând, de a încuraja donarea periodică. Proiectul se va derula pe tot parcursul anului 2015 în zilele stabilite de Centrul de Transfuzie Sanguine Sibiu, Donatori sunt voluntari ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Sibiu, ai Academiei Forțelor Terestre, preoți, studenței Facultății de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna și credincioși sibieni.